Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Proprietarii unei case din California au descoperit că niște ciocănitori... Mă intrigă această știre, nu reușesc să înțeleg nimic din ea. Deci niște ciocănitori, da, au ascuns 300 de kilograme de ghinde într-un perete al casei lor. 300 de kilograme? Proprietarii locuinței, uite că nu ne-am gândit să scoatem pe Woody Woodpecker. Da. Deci am proprietarii... să-și ia și hârtie igienică acum, că nu da. Se bătreabă. Ui, 300 de kilograme de ghinde. Îți dai seama câte ghinde trebuie ca să faci 300 de kilograme? Ce ghinduși sunt. Ce ghinde? Sunt ghindușe. Asta e, proprietarii locuinței au chemat la un moment dat niște combătători de dăunători, deci da, o firmă, că li se strâmbau pereții într-o parte a casei și băia s-au apucat să repare și au dat o bortă într-un perete de casă americană, mă rog, casele americane, alea care nu sunt din cărămidă, sunt într-un soi de carton presat. Și au dat o bortă și zeci de mii de ghinde au țâșnit într-un torent din spatele unui perete, din dormitor, scrie The Guardian. Și s-au umplut dormitorul de ghinde, bale naibii, era să zic ciori, ale naibii ciocănitori, bă, dar n-ar fi strâns și ele caju, macadamia, da. Măcar arahide, fistic. Fistic, ceva, adică comestibil. Fisticul e scump, bro. Păi, macadamia, cred că e cea mai scumpă ale naibii, înțelegi? Ghinde. Ce faci cu 300 de kg de ghinde? Le dai la porci ca să faci... Trebuie să-ți iei carne bună. Iberico. Faci beiota. Da. Iberico, beiota, nu știu ce. Bun. Fusese ascunse acolo, cum ziceam, de ciocănitori. Și citesc așa. Deci asta este o știre transmisă de Spot Media. În mod normal, păsările stochează mii de ghinde în găuri mici pe care le fac în copaci. Așa. Nu. Eu știam că... Adică astea nu sunt veverițele care ascund ghinde? Poate Mariana, cum ar veni. Da. Mariana, da. Poate erau niște veverițe ciocănitori? Poate au înțelegerile lor. Mă gândesc. Erau un animal surprinzător uneori veveri. Și poate cresc în simbioză. Stai, veverița cu ciocănitori. Veverițe ciocănitoare. Poate, nu avem de unde știi. Deci erau, iată veverița ciocănitoare. Da, dar observ totuși că lucrau ieftin dacă au strâns ghinde. Ai dreptate tu aici. Cred că dacă mergeau pe macadamia sau altceva, da. Deci avea un sens. Aceste veverițe ciocănitoare. Dar ce-or face cu ele? Nu, acum hai să... Nu, deci ciocănitorile, eu știu că ele poc-poc în copaci și căutau... Asta e o ciocănitoare care dă într-un acoperiș de tablă. Da. Deci sunt total tâmpite. Corect. Zici că e linia frontului. Da, zici că e... Mașine, Gever, nu știu ce, 42. Eu știam că ciocănitorile se duc după copacii mai vechi, bătrâni, mai uscați, mai morți. Să găsească larvi. Preferă să găsească viermișorul. Copacii bătrâni. Da. Și când găsesc viermișorul de la, de la copacul bătrân, fac, l-au pus deoparte. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.